dimineața, Cristina Bălan. Bună dimineața tuturor. Ce mă bucur să-ți aud vocea. Sper să fie o dimineață bună, pentru că în contextul actual, motivul pentru care și eu am ales să rămân acasă, respectând recomandările autorităților, sigur, și ale tuturor până la urmă, pentru că trebuie să fim puțin atenți. Sper să fie, cum spuneam, o dimineață cât se poate de bună pentru majoritatea semenilor noștri. Păi am văzut, m-am uitat acum dimineața, a postat o prietenă pe Facebook un filmuleț cu o englezoaică, cred că are un blog sau ceva, mă rog, că e destul de vizualizat, și vorbește foarte, foarte amuzant despre coronavirus și efectiv îți face dimineața mai bună și spune, băi, oamenilor, vă rog, zâmbiți, râdeți, pentru că așa o să vă crească sistemul imunitar. Știi? Și exact, are tot felul de de recomandări. Aha, super. Cristina, trebuie întâi să-ți fac o scurtă prezentare, da? Am aici o prezentare. Trebuie. Cristina Bălan spune despre ea că este un om în căutarea sinelui, experimentelor revelatoare, cu picioarele pe pământ și capul printre stele, da? Tu să-mi spui dacă ești de acord sau nu. Și mă opresc. Sunt de acord pentru că eu am scris. Păi da, poate te-ai răzgândit. Poate te-ai răzgândit, fără, ok. Ea a arătat deja că își îmbrățișează provocările. Ce fain, tu ai scris despre tine ea. când ai stat așa, te-ai obiectivat. Nu, n-am scris, nu am persoana pe ea, cred că persoana care ți-a transmis Da. ideile mele așa spicuite puțin, cred că vorbim de Monica. Da. Și Monica. Bună, Monica. Bună, Monica! Da, știu că ne asculți. Te pupăm! Da. Așa, da. O să continui. Ea a arătat deja că își îmbrățișează provocările din viață și se descoperă în fiecare dintre ele. Cristina este o cântăreață născută în Timișoara, care 10 ani a cunoscut succesul alături de trupa Impact, a câștigat apoi al 5-lea sezon al emisiunii Concurs Vocea României și este o voce puternică în sprijinul părinților și copiilor, de când este și mama celor doi băieți, Matei și Toma. Este foarte frumos. Asta a fost adăugat, ultima parte a fost adăugată de la ea. Da, am înțeles. Eu n-am spus despre mine, nu am este foarte dificil să vorbesc despre mine, eu să mă autocaracterizez, pentru că sunt foarte subiectivă, sau cred eu că sunt subiectivă, ca toți oamenii, nu? Da. Ne vedem într-un anumit fel, e greu să... Adică, dacă cineva îmi spune, voi fă-te o scurtă caracterizare, deci, vede cumva așa să încep chestii bune, este o persoană foarte ce fain ar fi. Cu o verticalitate. Păi, normal că așa o să spun despre ce am să spun că este eu. Am o dreptă, așa mare. Bine, acum te invităm, Cristina, pentru că ești într-o campanie Femei care inspiră și aici femeile pe care le-am invitat au fost toate sincere, să faci și prezentarea ta. Cum te-ai trezit tu dimineața, te-ai uitat în oglindă și zice, băi, uite-mă, cine e Cristina? Să nu fie o prezentare oficială. Da, așa, cum te-ai prezentat tu pe tine? Deci, astăzi nu m-am uitat în oglindă. Aha, ok. La noi în casă sunt atât de puține oglinzi încât trec uneori zile și nu mă uit în oglindă. Eu am și o problemă cu percepția mea în oglindă. Deci este ceva, nu știu, cred că aș necesita niște terapii. Referitor la faptul că sunt multe zile în care mă văd atât de urâtă încât mă mircă, de ce nu se sparg oglinzile alea în care mă colpez și mă uit că e strâmba aia, că e prea mare și sau prea mică, cu tare parte. Da, înțeleg. Nu știu despre ce vorbesc, că nu cred că sunt singura. Nu, dar și eu fac chestia asta, da. Da? Ce se întâmplă? Da, chiar dacă... Păi na, te uiți! Și băieții au câteodată. Ce să spun eu, cum am trezit dimineața asta, m-am trezit direct cu gândul la discuția pe care urma să o avem. Discuție care atinge și niște lucruri sensibile, niște aspecte foarte sensibile, chit că noi râdem și o facem frumos așa în glumă, dar mie îmi place, de exemplu, în glumă să spun adevăr în masă. Și pentru că tot ai adus subiectul ăsta și urma să pun întrebarea asta și uite bine că l-ai adus, pentru că nu știam cum să trec
la întrebarea asta. Ce ți-a fost ție? Tot este o întrebare care apare în campania Femei care inspiră, pentru că sunt oamenii pe care am avut aici invitați, au povestit, unii au reușit, unii n-au reușit, în funcție și de cât de mult au... au vrut să vorbească din viața lor personală, dar majoritatea a reușit să vorbească despre provocările lor destul de dificile, pe care le-au transformat apoi în niște lucruri pe care nu și le-ar fi imaginat înainte de perioada asta de criză prin care au trecut. Așa că o să te întreb ce ți-a fost ție de mare ajutor când ai avut probleme dificile în viață și știu că ați trecut împreună prin lucruri dificile. Chiar așa este. Foarte, foarte dificil de, ca să încep într-o dată pozitivă, foarte dificil de sintetizat acum niște lucruri pe care le-ai trăit în niște ani, dar este terapeutic să vorbești, în primul rând, eliberarea emoțiilor, a trăirilor, a sentimentelor, am ajuns la concluzia că este vindecătoare. Mai greu este să ai încredere în cineva, desigur, să-ți lași emoțiile și sufletul în palmele cuiva, adică să-i împărtășești ce simți, ce te apasă și așa mai departe, însă ar fi foarte drăguț ca toată lumea să aibă măcar o persoană, măcar o mamă, măcar un prieten, o soră, ceva, cineva cu care să vorbească. Este, nici nu va înlocui niciodată factorul uman și ce fain, da. Dialogul între două persoane și empatizarea care se întâmplă, nu știu dacă m-am exprimat corect ieri, cam de dimineață. Adică mă refer la verbul, empatizarea. Adică, nu va înlocui acea conexiune care se leagă între două persoane care împărtășesc niște informații, care își spun lucruri. O altă modalitate pentru mine este să scriu. Dacă să? Nu pot să scrii? Ceva, da, scriu. Eu am avut jurnal de când am fost mică. Ce fain! Îmi plăcea foarte mult să scriu acolo absolut tot ce mi se întâmplă, ce gândesc, ce trăiesc. Și l-ai de atunci? Am multe jurnale acasă în Timișoara, la mama. Ce fain! Și acasă, aici, că nu mai sunt în capitală, ne-am mutat. Ah, v-ați mutat, n-am știut asta. Ok. Da, noi de 3 ani am ales să stăm la sat. Ce fain. Pentru că aglomerația și stresul urban și, cum să spun eu, poluarea. Da, eu pot să-ți spun eu, dacă vrei, dacă nu mai știi cum e. Da, chiar nu mai știu cum e. Da, nu-i nimic. Da, exact. Uitați. Da, ce fain. O, asta că... Ok, da. Revenind de unde am plecat, am într-adevăr aceste scrieri și am păstrat obiceiul acesta și în anii care au trecut, care au fost destul de dificile, așa cum spuneam, într-adevăr. Am trecut prin niște cutremure sufletești, niște provocări uriașe. Pe care în principiu cam nimeni nu și le dorește, nici și eu recunosc, adică dacă cineva mi-ar fi dat să aleg totuși fără urmări, fără consecințe, evident că așa, am avut de ales, pot să-mi omor, adică puteam să-mi omor copiii în burtă, nicio problemă, statul îmi permitea, este legal, scap de problemă, la revedere. Eu am putut să privesc lucrurile așa, că cum ar veni să fie copiii mei o problemă, dar mă rog, trecând peste treaba asta, că nici nu mai știu exact de la ce am pornit, de la scrieri, deci după aia am trecut peste prin subiectul ăsta cu spunea... anul ăsta dificil. Dar, te întrebam ce ți-a fost... Spital, scuză-mă că te întreb, dar eu îmi pierd șirul gândurilor pentru că sunt foarte multe de spus și este foarte dificil să mă concentrez acum. Mi-aș fi dorit să fie aici în studio, dar asta e, nu se poate. S-ar fi creat altă atmosferă și probabil că povestea ta, istoria ta ar fi fost mai ușor de transmis. Recunosc că facem, sau cred că se aude destul de dificil și atunci e un pic de efort în a te înțelege. Îmi pare rău pentru situația asta, însă nu nimic. Sigur. Da, cum spuneam, ca să închei și cu punctul acesta,
Am încă scrieri destul de actuale. Fie că o fac în proză, cum ar veni, adică fără rimă, sau fără metricitate, dar mai am și poezii, versuri, mai am și piesele pe care le fac. Sigur. Cu toate că n-am mai lansat în ultima perioadă, tocmai pentru că a fost dificil. Dar este, totul este terapeutic pentru mine, să comunic. Mie mi se pare că suntem ființe care, prin asta, avem nevoie, da. De animale și acesta ar fi un avantaj și un dezavantaj, desigur, că e reversul medaliei în orice, în orice. Știi? Da. Cum zic? Și atunci, ce să spun? Ar fi de dorit să folosim această... acest avantaj. Da, este... Faptul că vorbim, că ne putem exprima. Și pe lângă asta, pe lângă faptul că putem să comunicăm, din ce înțeleg că avem nevoie de un sprijin și sprijinul acela este bine să fie poate un specialist sau nu neapărat un specialist, poate un om de lângă noi care este dispus să ne asculte, mai este, nu știu, poate o strategie pe care tu ai învățat-o după experiența asta sau o metodă prin care tu spui, băi, acum este greu, dar vreau să trec din starea asta grea într-o stare de bine. Și uite, o să folosesc acum această metodă. Da, este o metodă între ghilimele. Da, mă rog, să nu fii prea metodiști. Corect. Un fel de, să spun, un fel de exercițiu mental pe care îl fac. Poate să pară banal, dar în cazul meu funcționează. Mă gândesc pur și simplu la reușitele pe care le am și aleg să ecranez cumva gândurile la frustrările pe care le am și la eșecurile pe care cred că le am pentru că vezi și asta este o chestiune de percepție. Ceea ce ție ți se pare că este un eșec în viața ta, s-ar putea ca alte persoane să-i se pară nimic sau împotrivă. O reușită. Da, da. Este totul ține de percepție, iar eu lucrez foarte mult cu treaba asta. De ce unii oameni sunt mereu joviali și fericiți și cu zâmbete pe buze? Pentru că ei observă soarele, observă copacii înmuguriți. Pe când alții care sunt mai depresivi și mai tristuți, așa, și este o chestiune absolut normală și asta, să nu se înțeleagă că eu acum spun că e mai bine așa sau prost așa, dar sunt oameni și sunt diferiți și sunt oameni care observă lucrurile frumoase, prepondere, și sunt alții care se uită în jos, observă chestiile insultații, poate, de pe trotuar, sau gunoaiele. Da, da, da. Asta este diferența între oameni. Dacă vreau să te întreb ceva concret, că m-ai făcut curios. Ai spus că sunt oameni mai tot timpul joviali. Ai un exemplu concret. Spune-mi și mie. Eu. Aha, ce fain. Deci vezi un motiv în plus, Cristina, să te uiți în oglindă. Nu știu, nu trebuie să mă văd neapărat. Trebuie să mă percep emoțional. Mi-e place foarte mult lumea interioară. Sunt foarte... A nu se înțelege că neglijez aspectul exterior, dar caut foarte mult să am un echilibru. Pentru mine echilibrul este, să spun, dezideratul. Cel mai important lucru pe lumea asta, mi se pare, echilibrul. Atunci când apare dezechilibrul, atunci apar problemele. Cât timp stăm în echilibru, în balans, să spun așa, consider că suntem bine. Acela ar fi punctul ideal, să zic așa. Nici prea stânga, nici prea dreapta, nici prea sus. Nici prea. Am înțeles. Este o amintire care, nu știu, te face să zâmbești pe loc. Ți-aduce aminte de lucrul ăsta. Spuneai că te gândești la reușitele tale. Ai o amintire concretă. Nu știu, când ai fost pe scenă și ți-a plăcut cel mai tare de tine. Sau eu știu, în altă parte. Da, amintirile, am o amintire, în fapt, este adevărat. Acum așa mi-a venit imaginea asta în minte și voi fi sinceră. Aș vrea să spun că este, nu știu, o amintire legată de copiii mei, însă m-am dus puțin mai departe de apariția lor, în vremea în care încă nu existau în viața mea. Și
deși sunt foarte multe amintiri, desigur, care îmi luminează sufletul când mă gândesc la ei doi, dar la noi începutul a fost problematic și apoi continuarea a fost tot cu situații și de aceea n-am să spun despre ei. Dar îmi amintesc acum când am fost la un eveniment tribut în onoarea lui Freddie Mercury, care este idolul meu de dintotdeauna, să spun așa. Și am avut ocazia să îmi ținesc un vis, ce să spun eu, ceva ieșit din comun, de arzător, de important. Asta a fost un moment pentru mine de împlinire și de fericire absolută. Faptul că am fost în scena aia, am cântat piese cu el și m-am simțit un micuț, Și asta mă face mereu să zâmbesc și fără niciun fel de efecte secundare. Că mai sunt amintiri care te fac să zâmbesc. Ce îmi sună asta, dar e... Te fac să zâmbesc, dar este acolo o treabă care nu a fost tocmai... Așa că aș fi spus în momentul în care mi-am luat copiii pentru prima oară în brațe. Am zâmbit, dar eram în spital. Da. Și atunci este o chestie care întunecă un picuț imaginea. Și m-a întrebat care este, nu? Amintirea, da. Îmi pune un zâmbet, indiferent de situație. Și asta e mereu cum am îmbrăcat în iegări, pentru că eu nu port pe scenă, nu purtam iegări. Aveam o salopetă de-aia cum purtam Frederic, dintr-o singură bucată, așa, până sus, bată mulat, așa, și am spus, nu știu, mie mi s-a părut ceva foarte fain. Uite, și atunci se aude, se simte? Da. Se spune că poți să auzi sau să simți un om care zâmbește prin felul în care... Nu știu, nici sunetele sau... Ah, ce fain! Ok, eu recunosc că mai trebuie să fac un efort pentru că zâmbește și telefonul fâșâind. Deci am două zâmbete pe care trebuie să le... Nu-i nimic, că nu e o problemă. Nu are de ce să-ți pară rău. O să te mai întreb o întrebare întrebătoare la final. Cristina Bălan, ce recomanzi altor femei să facă mai mult în viață pentru a fi mai bucuroase? Aoleu, măi, știi ce vreau să spun eu, așa? Zii, hai să nu mai punem presiune de asta, să facem mai mult, să fim mai... Exact. Nu știu, mi se pare că în ultima perioadă, de când și discuția asta cu depresia și cu ce metode sunt pentru a o combate și așa mai departe, aici fiecare individual trebuie să își găsească calea. Calea spre sănătate, fie că vorbim de cea emoțională, fie că vorbim de cea fizică, și în contextul actual este foarte bine venit ceea ce spun. Sănătatea vine din interior. Noi tindem să somatizăm foarte, foarte mult ceea ce trăim, ceea ce simțim. Acesta este un lucru știut, nu este... Da. Nu-i prăjitor. E și dovedit deja, numai. Este foarte dovedit. Avem și fizica cuantică, avem foarte multe instrumente care... vorbesc și despre alte lucruri decât ceea ce se vede la suprafață. Și acum, revenind la întrebare, nu cred că trebuie să facem neapărat mai mult sau... Este, cum spuneam, și asta o presiune acum, dacă nu ești fericit sau dacă ești depresiv, dacă nu ești în depresie, nu știu cât timp, sau dacă n-ai făcut nu știu ce terapie, sau lumea începe să ridice din sprâncene, că da, că n-ai vrut... Și se trează o dată, e un cerc vicios. Eu cred că trebuie pur și simplu cel mai mult, mie mi se pare, sau mai mult, ar trebui să facem exerciții de toleranță și de înțelegere. Ar trebui să facem exerciții de văzut pârna din ochiul nostru și de lăsat paiul din ochiul celuilalt. Să ne vedem de lumea noastră interioară. Eu așa zic, să îmbunătățim, nu știu, sinceritatea în ceea ce ne privește, să ne recunoaștem anumite lucruri, pentru că sunt... Ce să zic eu, inclusiv eu în față de mine, ani la rând am negat anumite lucruri despre mine, că aș fi așa, că aș fi așa. Nu ne place să spun despre mine, băi, sunt cam comodă. Ăsta e adevărul, da. Și acum ce trebuie să fac? Dacă nu-mi recunosc treaba asta, înseamnă că o să rămân comodă, pentru că nu o să fac nimic. Cu cât suntem mai onești cu noi, cu cât suntem mai sinceri cu noi înșine,
cu atât vom reuși să evoluăm, să progresăm, să scăpăm de anumit virus, dacă vrei. Eu așa văd lucrurile, ca o virusare a sufletului, a trupului, dar am zis că mai tot timpul începe din interior. Acolo trebuie și... Am observat că nu prea ne place acolo să ne uităm, pentru că este complicat. Da, și toată lumea caută soluții simple. Cum faci aici din depresie? Ah, cum, uite, îți faci o cană cu ceai, pui o picătură de... ce și gata, să vă... Nu, este atât de multă muncă cu tine, da, știi... fetelor. Vă spun sincer, nu am nicio metodă simplă. Sau eu muncesc de niște ani. De niște ani mă întreb pe mine lucruri. Caut în sufletul meu, în trăirile mele, în reacțiile mele. Caut să fiu sinceră și atunci când nu-mi place. Este foarte important. Un alt sfat, eu nu am rețete de succes, de fericire, de nu știu ce. Am doar dorința de a evolua în viață, de a evolua spiritual în primul rând. Și, sigur, și cititul cărților ajută, dar nimic nu ajută mai mult decât să te pui tu cu tine, știi, cinstit, da. Cristina Bălan, îți mulțumesc mult pentru cuvintele tale și pentru intervenția ta de astăzi. Aș mai fi avut niște întrebări și discuția cu tine a deschis alte întrebări, dar mă opresc că trebuie să intru cu publicitatea și aici este deja o limită. Dar te așteptăm cu drag să fii după ce trece toată nebunia asta și mai dați prin București. Vă așteptăm cu mult drag aici la ITBT. Da. Cu mare plăcere și vă mulțumesc din nou pentru invitația voastră și vreau să fiu acolo. Situația însă ne impune să fim precauți și să fim civilizați și să fim de bun simț. Și asta aș vrea să îndemn pe toată lumea să nu fim acum bravi și super curajoși și eroi și nu mai știu cum. E mai bine să, știi? Să fii... Să stai liniștit, să fii, uite, o mini vacanță pentru fiecare, este un moment foarte bun pentru introspecție. Da, e. Acum. Am și pus pe listă dimineața asta care sunt avantajele acestei crize în familia noastră și unul dintre avantaje pe care l-am experimentat ieri seara a fost să vorbesc cu fiul meu despre tot felul de lucruri, despre amenințare, despre stres, despre rezistență, despre... Mamă, da. Și mi-a zis niște lucruri fantastice, da. Știi, că de obicei nu prea te iei cu lucruri, cu proiectele, cu... nu prea stai să-i asculți pe copii. Deci, băi, ți-ai făcut lecțiile, ești bine, ești nu știu ce, gata, hai, în pat și mâine o luăm de la capăt. Dar când ți se duc proiectele astea și amâni întâlniri și te duci acasă și fii tu stai așa cu ochii și spune, hai să vorbim totuși, că văd că e o situație despre care ar trebui să vorbim, nu? Și zici, da, hai să vorbim. În orice situație, aproape în orice situație, ca să nu spun cuvinte mari, dar da, se pot găsi avantaje și ține doar de noi. Este, aici mai vreau să spun atât, mă bucur că nu am închis încă pentru toate fetele, femeile. Ce mă ajută pe mine cel mai mult și am uitat să vă spun, Doamne, este faptul că știu, întotdeauna știu că eu sunt în control. Eu sunt la cârmă. Nu în control, la cârmă. Cârma este în mâinile mele. Și asta, da, și asta mă ajută foarte mult, pentru că dacă eu am cârma, înseamnă că eu trebuie să găsesc direcția și eu trebuie să fac totul pentru a ieși din anumite stări, că despre asta vorbim, nu? Da, să ne... Despre tristețe, despre frustrare, despre și... toate astea sunt normale. Deci nu este nimic rău sau greșit în a recunoaște faptul că ești, da, sunt în depresie sau sunt trist, sunt nemulțumit, da. Este foarte important să... Am mai spus. Cristina Bălan, îți mulțumesc din suflet pentru intervenția ta și pentru că ai acceptat să faci parte din campania Femei care inspiră. O zi superbă în continuare. Pa, pa! O zi cu soare, sănătate. Pa, pa, sănătate. But I know I'm